Primarul Tudor Pendiuc și-a propus să găsească cea mai bună cale de aplicare a legii care vizează câinii fără stăpân. Nu sunt pentru eutanasiere, ci pentru rezolvarea acestei probleme. Prin urmare, municipalitatea va proceda la consultarea piteștenilor privind modul în care vom aplica legea care urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial, mai spune edilul șef. A fost aprobată și urmează să fie promulgată legea câinilor fără stăpân. Nu câinilor comunitari, cum a tot aud. Câini comunitari înseamnă că acei câini sunt de comunități. Ori nu, acei câini sunt fără stăpân, nu sunt ai comunități. Ai comunității sunt eventual cei care sunt în biobază, eventual. A trecut, după cum știți, cu două voturi peste. Eu mă bucur, fiindcă trebuia odată să intrăm într-o linie dreaptă. Acum este obligativitatea acolo a autorităților locale într-o anumită perioadă de timp să-și organizeze servicii de ecarisaj. Acum să vedem cum face cu personalul, fiindcă personalul nostru este unul stabilit ca număr, om nu or mai da niște persoane în plus, va trebui să concesionăm activitatea, o să o vedem. Dar vreau să vă spun că am văzut pe toate televizoarele eutanasiere, eutanasiere. Vreau să fac câteva precizări. Eutanasierea este ultima măsură. Dar e măsură. Deci legea nu este legea eutanasierii. În lege se prevăd două proceduri. Unu, sterilizarea. Doi, eutanasierea. Da, poate să fie așa și a treia. Sterilizarea și eutanasierea. Poate să fie de și a treia cale. Și se colectează animalul fără stăpân de pe stradă, se duce în biobază și acolo nu se eutanasiază. Acolo se ține 30 de zile. În aceste 30 de zile, oricine poate să meargă să-l adopte. L-a adoptat și sigur îl ia și are grijă de el. După care, dacă după 30 de zile nu e nimeni, nu vine nimeni, se trece la eutanasiere. Dar eutanasierea nu este o procedură la latitudinea primarului, a consiliului local sau unui grup de cetățeni. Este la latitudinea întregii comunități. Așa că vom proceda, cred, nu neapărat la sondaje de opinie dirijate, cum în general se practică așa bine de tot. Mai ales pe la partide, pe la unii și pe la alții, așa, ci poate sondaje de opinie profesioniste, poate, dar există și adunări cetățenești, există și și alte forme prin care poate să fie consultată populația, ceea ce spune în lege. Și abia după aceea, după ce există această consultare, se trage concluzia. Populația dorește una sau alta. Sigur că eu nu sunt pentru eutanasiere, dar eu sunt pentru rezolvarea problemei. Dacă cineva vine și îmi spune, domnule, că am mai auzit, dar ce facem? De ce nu sterilizăm? Nu mai sterilizare. Nici o problemă. Dar vom ajunge la fel ca acum. Mai rău. Fiindcă în 2000-2001 nu mai aveam câini prin Pitești. Iată ce a însemnat sterilizarea. Avem câini Pitești. Sunt câteva mii. Să nu creadă cineva că îi aducem la biobază și cine dorește poate să ia, îi ia acasă și le dă drum. Nu. Fiindcă cei care vor fi luați vor avea chipuri în urechi. Vom începe o acțiune de implantarea chipurilor la toate animalele, fiindcă e bine să știm și noi. Cine l-a luat în custodie, cine l-a luat să aibă grijă, va trebui să-și facă dovada. Unde îl ține, cum îl hrănești, cum are grijă de el și dacă cumva îl găsim pe stradă, vă dați seama, cu chipul găsești imediat în stradă, sigur că există și niște sancțiuni destul de dure. Nu crede cineva că spune, da, îl iau acasă și de fapt nu le iei de drumul la